Bine ai venit! În acest videoclip o să-ți prezint pe scurt aceste patru cărți pe care le-am citit în ultima perioadă și sunt convins că ar putea să te intereseze și pe tine. Sunt cărți de dezvoltare personală, dar și romane care îți lasă o lecție de viață. Eu sunt Andrei de la Psihologia Gândului și te invit să te uiți cu atenție la acest videoclip. Cine știe, poate o să vrei și tu să citești una dintre aceste cărți. În legătură cu fiecare dintre cărți o să găsești un link în descriere de unde poți să o cumperi la un preț redus. Da? Și haideți să vedem despre fiecare în parte. Prima dintre ele este Manuscrisul găsit la Acra, scrisă de Paulo Coelho. O carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult și o să vreau să vă spun așa pe scurt câte ceva din ea. Este o carte cu numeroase pilde motivaționale și ne spune aici autorul pe spatele ultimei coperți că este un manuscris de demult ce cuprinde secretul vieții noastre. Trăiește clipa pentru a-ți păstra sufletul viu. Aceasta nu este o carte care să se citească pe nerăsuflate, ne spune epoca. Paginile trebuie parcurse pe îndelete, iar cartea păstrată mereu aproape, căci îi va dezvălui de fiecare dată celui ce o deschide un nou înțeles. Deci este una dintre acele cărți la care este bine să te reîntorci. Este o poveste foarte interesantă, sigur că da, este fictivă, însă cuprinde lecții de viață importante. Iar Paulo Coelho este un autor destul de cunoscut și recomand cărțile sale. El a mai scris și Jurnalul unui mag, Alchimistul, Brida, Walkiriile, La râul Piedra am șezut și am plâns, Al cincilea munte, Manualul războinicului luminii, Veronica se hotărăște să moară, Diavolul și domnișoara prim, 11 minute, Zahir, Învingătorul este întotdeauna singur, Alef și alte cărți. Da? El s-a născut în Rio de Janeiro în anul 1947 și este unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii. Așa cum știm, înainte să devină un adevărat fenomen literar, a fost un hippie rebel, apoi autor dramatic, director de teatru, jurnalist și poet. Este consilier special UNESCO în cadrul programului Convergențe Spirituale și Dialoguri Interculturale, membru al Comitetului Director al Fundației Shimon Peres. A câștigat numeroase premii, printre care Cavaler al Legiunii de Onoare Franța, Comandor al Ordinului Rio Branco Brazilia, este membru al Academiei Braziliene de Litere și a fondat Institutul Paulo Coelho, care acordă ajutoare îndeoseb copiilor și bătrânilor din păturile defavorizate ale societății braziliene. Deci vă recomand să citiți această carte pentru că o să vă ajute foarte mult. Următoarea pe care am citit-o și mi-a plăcut foarte mult este cartea aceasta, Împăratul Muștelor, scrisă de William Golding, care a și primit premiul Nobel pentru literatură. Și această carte a costat numai 29 de lei la momentul când eu am cumpărat-o. Ne spune aici, sunt mai multe păreri despre carte, de exemplu New York Times spunea că Împăratul Muștelor este cartea de căpătâie a tinerilor de pretutindeni. Forster spunea că este un roman excepțional care surprinde întreg universul uman în aventura unor copii pe o insulă de corali. Este o poveste atemporală asemenea unui mit. Times Literary Supplement spunea că este o oglindă lucidă, obiectivă și înspăimântătoare a societății moderne. Pe scurt, povestea este în felul următor, dar nu o să spun prea multe ca să nu vă pierdeți interesul de a o citi. Un grup de copii scapă cu viață din catastrofa prăbușirii unui avion și încearcă să supraviețuiască pe o insulă pustie din mijlocul Pacificului. Însă ceea ce ar putea fi aventura vieții lor, o nouă Robinsonadă departe de adulți și de regulile acestora, se transformă într-un coșmar ucigător de vise. Ura ia locul inocenței și crima se înstăpânește peste o lume care își rătăcește busola. O parabolă de o forță incredibilă, care ne oferă un răspuns deopotrivă crud și realist la întrebarea
este libertatea absolută calea spre paradis? Această carte continuă să aibă ecou rareori întâlnit în istoria literaturii, are și o transpunere cinematografică, un film care a apărut în anul 1963, regizat de Peter Brook. Și este o carte foarte, foarte interesantă și tristă, pentru că finalul ne face să ne dăm seama de natura, până la urmă, intrinsecă a oamenilor. Să sperăm că nu toți oamenii sunt așa, însă sunt anumite concluzii pe care o să le trageți și chiar vreau să-mi spuneți ce părere aveți dacă aș citi această carte în comentarii, da? Este vorba despre un grup de copii, așa cum am văzut, dar stăpânirea și puterea începe să le corupă mințile. Mai vă zic așa câteva cuvinte. Acești copii învață să supraviețuiască fără sprijinul sau ocrotirea unui adult. Împreună ar putea crea o lume nouă, mai pură, o lume dinaintea păcatului originar, dar curând germenii unor patimi adânc sădite în ființa umană încolțesc și iau în stăpânire micul univers infantil, tulburându-i armonia și pervertindu-i inocența. O parte dintre copiii mai mari devin vânători și, sub pretextul procurării hranei pentru întregul grup, exaltă cruzimea și sângele. Treptat, violența se exacerbează și își alege altă țintă, aceea care refuză să li se alăture. Vânătoarea amenință să devină omor ritual, reluând ciclul fără sfârșit al crimelor de care este plină istoria umanității. Protagoniștii nu se mai joacă de-a războiul, ei declanșează un război în toată puterea cuvântului, la sfârșitul căruia își pierd copilăria și se pomenesc aruncați cu brutalitate în vâltoarea deziluziilor vieții adulte. Finalul însă este fericit, pentru că o să vedeți că o să zâmbiți la final, da? Sper eu. Următoarea carte este Pescărușul Jonathan Livingstone, scrisă de Richard Bach. O carte subțirică, dar la fel cu un mesaj psihologic și filozofic extraordinar, care o să vă placă foarte, foarte mult. O să vă citesc așa un pic și din această carte ca să vă faceți o idee ce cuprinde și cum vă ajută. Curând, pe spatele coperții avem o mică descriere și ce ecou a avut această carte. Ne spune că a apărut în anul 1970 și a atins vânzări de peste 60 de milioane de exemplare. S-a aflat în fruntea listei de bestselleruri a publicației New York Times 38 de săptămâni și a ocupat prima poziție 2 ani la rând în topul Publishers Weekly. Aceasta este o poveste pentru cei care își ascultă inima și nu trăiesc numai după reguli, cei pentru care efortul de săvârșire înseamnă o răsplată în sine. Ei știu că viața adevărată se găsește dincolo de aparențe, de aceea locul lor este alături de Jonathan, încercând să-și depășească limitele. Ray Bradbury spunea că prin această carte autorul a înfăptuit două lucruri, i-a dăruit zborul și i-a redat tinerețea, astfel că este recunoscător. Și vă mai spun ceva, zborul este esența unei păsări, totuși pentru pescărușii din stolul ce trăiește pe malul stâncos al mării, plutirea a devenit doar un mijloc de a-ți satisface nevoile primare. Niciunul în afară de Jonathan nu vrea să se ridice mai sus, să-și atingă sau să-și depășească limitele. Însă pentru Jonathan zborul, măiestria picajului, vitezele amețitoare și înaltul cristalin al cerului, este un scop în sine, oferind răsplata nesperată a eliberării spiritului de trup, de spațiu și de timp. Iar această taină pe care vrea să le împărtășească semenilor îi aduce lui Jonathan dușmani, dar și mulți discipoli aflați în căutarea unui sens mai înalt al vieții. În 2013, Richard Bach a descoperit între manuscrisele lui de tinerețe o parte a patra a poveștii pe care nu i-o trimisese editorului său în 1970. Și această carte cuprinde și partea a patra. Este o carte care vă învață să fiți puternici, să vă urmăriți obiectivele, chiar dacă asta presupune să fiți marginalizați de o parte dintre oameni și să vă izolați oarecum
de influențele nefaste, pentru că până la urmă a învinge înseamnă să fii un pic ciudat în ochii acelor oameni care au o gândire preponderent pesimistă. Vă recomand și această carte, o să găsiți link în descriere pentru mai multe informații. Și cea de-a patra carte este George Orwell, Ferma animalelor, da? Probabil că ați auzit și această carte a fost ecranizată în 1999, a fost făcut un film în care vocile au fost dublate printre alții de actori precum Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus și Peter Ustinov. Această carte este o fabulă la adresa sistemului politic în general din lume, la adresa puterii pe care instituțiile o au și, pe scurt, o să vă spun așa câteva cuvinte. Când animalele de la fermă își alungă stăpânul bețiv, toate sunt cuprinse de un zel colectiv. Fiecare muncește peste program, astfel productivitatea crește și pentru moment gurile sunt sătule. Regulile de aur ale colectivității vor fi înscrise cu litere uriașe pe un hambar. Toate animalele sunt egale, niciun animal nu va bea alcool, nu va purta haine, nu va dormi în pat, nu își va ucide semenii. Dar nu trece mult până când porcii preiau conducerea fermei și se bucură de privilegiile puterii. Punctul culminant, o subtilă ironie la adresa regimului comunist, poate fi înțeles fie și numai din ultima regulă care mai rămâne înscrisă pe hambar, și anume, toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. Deci o să vedem că animalele acestea care au vrut cu tot din adinsul să preia puterea omului și să-l subjuge, jurând între ghilimele că vor avea drepturi egale și niciuna nu va fi mai presus decât cealaltă, sfârșesc în cele din urmă prin a se comporta mai rău decât oamenii și prin a subjuga, a domina și a încălca propriile reguli scrise. Iar George Orwell face această comparație cu puterea politică din lume, unde oamenii care ajung la putere promit multe, iar în momentul în care sunt acolo, săvârșesc prea puține spre deloc. Este o carte interesantă care o să vă facă plăcere să o citiți și vă recomand cu mare drag. Acestea au fost cele patru cărți citite de mine în urmă cu ceva timp, dar cu care v-aș recomanda să vă începeți următoarea perioadă. Sunt cărți accesibile ca preț, sunt deosebit de educative și sunt convins că o să vă dea mult de gândit și o să vă extindă orizontul cunoașterii. Dacă vă place conținutul pe care îl creez, vă invit să vă abonați la acest canal, să dați un like acestui videoclip și să-l distribuiți mai departe și de asemenea să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți dacă ați citit vreuna dintre aceste cărți, ce părere v-a lăsat, ce ați învățat din ea sau dacă ați citit o altă carte pe care vreți să o recomandați comunității noastre, lăsați un comentariu și spuneți titlul și părerea pe care o aveți. Eu am fost Andrei de la Psihologia Gândului, vă mulțumesc pentru răbdarea de a urmări acest videoclip și vă invit să urmăriți și celelalte clipuri pe care le-am publicat pe acest canal. Mult succes și lectură plăcută!